Bună seara și bine v-am găsit la știri pentru început. Iată care sunt principalele evenimente ale zilei. Un copil de un an și 5 luni din județul Neamț a murit răpus de gripă la Spitalul de Copii Sfânta Maria. Autoritățile au declarat oficial epidemie de gripă. În ultima săptămână, numărul îmbolnăvirilor la nivel național s-a dublat. 5 copii de la școala din Petru Vode, județul Neamț, au fost intoxicați cu monoxid de carbon. În ultima săptămână, numărul îmbolnăvirilor de gripă la nivel național s-a dublat. Au fost raportate peste 7.000 de cazuri de gripă clinică, iar din acest motiv, Ministerul Sănătății a declarat oficial epidemie de gripă. În ultimele două zile au fost confirmate 3 decese, o bătrână de 82 de ani din județul Galați, o femeie de 49 de ani din Mureș și un copil de un an și jumătate din județul Neamț. Toți aveau condiții medicale preexistente și nu erau vaccinați antigripal. Numărul total de cazuri de infecții respiratorii acute, gripă clinică și pneumonii a depășit 170.000 de cazuri. Până acum, aproape 1,5 milioane de români au fost vaccinați cu dozele distribuite gratuit de Ministerul Sănătății. Anul trecut, 99 de români au murit din cauza gripei. Un copil de numai un an și jumătate a murit din cauza gripei. Este al doilea deces înregistrat în județul nostru de la începutul sezonului rece. Băiețelul era internat la Spitalul de Pediatrie Sfânta Maria din Iași de la începutul lunii februarie, iar în urmă cu două zile a decedat. Astăzi, analizele de laborator au confirmat faptul că avea gripă. Copilul avea și alte probleme medicale grave și nu era vaccinat antigripal. Inițial, minorul a ajuns la secția de pediatrie a spitalului din Roman la începutul lunii decembrie cu febră mare și infecție respiratorie. Medicii au cerut transferul la Iași după ce au observat că starea copilului se agravează. Bărbații vor primi sfaturi de la psihologi despre cum să-și crească bebelușul abia venit pe lume și pentru a nu cădea în depresia postnatală, viitorii tați vor fi consiliați și de medicii din maternitatea Elena Doamna din Iași într-un spațiu special amenajat. Tații vor învăța cum să ofere sprijin moral mamelor, cum să îngrijească un nou născut și la ce să se aștepte în perioada imediat următoare după ce familia s-a mărit. Pentru ei, de luna viitoare va exista un colț al tăticilor la maternitatea Elena Doamna. Într-o cameră special amenajată, părinții vor primi informații și sfaturi de la psihologi pentru a trece mai departe peste depresia postnatală. Tot mai multe familii se plâng de adversitățile perioadei postpartum și pentru că depresia postpartum nu caracterizează numai mămicile, nu numai acestea trec printr-o perioadă grea, ci și cei care ar trebui să le susțină tăticii. Și atunci încercăm să îi educăm pe aceștia și să îi învățăm cum să managerieze relația cu mama și relația cu nou-născutul. Deci vor avea parte de consiliere psihologică și de consiliere privind îngrijirea nou-născutului și de consiliere privind relația cu mama, astfel încât binomul mamă-făt să se întâlnească și să se întrunească și să se împlinească împreună cu partenerul de sex masculin. Tătici care se apleacă cu mai multă atenție asupra meseriei, între ghilimele, de părinte. Ședințele de consiliere vor fi gratuite, însă cu o condiție. Părinții trebuie să fie asigurați. Serviciile medicale sunt gratuite. Majoritatea persoanelor care sunt asigurate beneficiază de servicii gratuite în spitalele publice. Noi ne concentrăm nu doar pe partea de mame, încercăm să acordăm o atenție și taților, practic însoțitorilor, cei care vin cu doamnele în spital. Specialiștii spun că bărbații care devin tați pot fi stresați că nu vor face față posturii de părinte. Modificările în relația cu partenera sau situațiile stresante de după nașterea copilului pot constitui factori declanșatori ai depresiei postnatale la bărbați. Simptomele depresiei postpartum includ modificări ale somnului, tristețe persistentă, pierderea interesului față de activități, anxietate și dificultăți de concentrare. În unele cazuri poate apărea și un sentiment de
de neputință și mulți bărbați ajung să consume alcool sau droguri. Între timp, Iașul este orașul cu cea mai mare natalitate și cea mai mare creștere demografică înregistrată în ultimul an. Numărul femeilor care vor să devină mame este în continuă creștere, spun medicii de la maternitățile din Iași. Și mai mulți bebeluși ar veni pe lume dacă situația financiară a tinerelor familii ar permite o astfel de investiție pe viață, spun medicii obstetricieni. Anual, la maternitatea Elena Doamna sunt peste 3.000 de nașteri. Tot mai multe cupluri își întemeiază o familie în orașul nostru după terminarea studiilor, iar numărul bebelușilor crește de la an la an. O analiză făcută de sociologi, psihologi și economiști pe criterii demografice și numărul nou al născuților situează Iașul pe locul 1 în țară. Aproape 20% din populația orașului are sub 18 ani. La capitolul natalitate, Iașul este peste media națională cu 12 bebeluși la 1000 de locuitori față de media națională de 9 bebeluși. Un liceu teoretic și alte două școli gimnaziale din Iași sunt parțial închise până luni din cauza numărului mare de elevi răciți, iar într-o altă școală primară nu se fac deloc ore. Decizia a fost luată de Inspectoratul Școlar Județean la solicitarea Direcției de Sănătate Publică după ce sute de elevi au fost diagnosticați cu viroze respiratorii acute. Între timp, într-o singură săptămână, peste 11.000 de cazuri de viroze au fost înregistrate la Iași, alte aproape 2.000 de persoane. Vântul a creat cele mai multe probleme în județul Iași, aflat sub incidența codului galben de viscol și vânt. S-au produs mai multe avarii de curent, iar mai multe echipe ale distribuitorului de energie electrică au lucrat pentru remedierea problemelor. Dimineață mai erau 34 de consumatori fără energie electrică. Azi noapte, echipajele ISU și ale poliției locale au patrulat pentru identificarea persoanelor fără adăpost. 5 oameni au fost transportați la centrul de pe CEA Rosetti. În județ, pe anumite sectoare de drum au fost instituite restricții de tonaj pentru intervenția utilajelor de dezăpezire. Campania de informare a populației asupra cauzelor, efectelor și tratării hepatitei C a început ieri la Iași. Startul a fost dat în cadrul unei emisiuni TeleM. Încă de la începutul emisiunii, dr. Camelia Cojocariu a furnizat publicului informația atât de mult așteptată de toți pacienții diagnosticați cu hepatita C. Astăzi a fost publicat noul protocol de tratament antiviral, un lucru așteptat de foarte mulți pacienți. A fost o pauză între cele două protocoale de aproape 6 luni, perioada în care mulți pacienți au fost testați, au deja criteriile de tratament și toți așteaptă să înceapă tratamentul. Deci pentru ei este o veste foarte bună. Datele statistice plasează România în fruntea clasamentului țărilor europene în care se moare din cauza cirozei hepatice, afecțiune provocată și de hepatita C. Hepatita virală C este una dintre cauzele principale de ciroză hepatică și trebuie să subliniez, din păcate, faptul că în ultimii ani România este pe primul loc în Europa la mortalitatea prin ciroză hepatică. Și nu în ultimul rând, încercăm să depistăm cât mai mulți pacienți cu hepatită cronică virală C, pentru că acum avem la îndemână tratamente foarte eficiente care asigură vindecarea infecției cu virus hepatitic C, cel puțin în România, în proporții de peste 98% din cazuri. Hepatita C nu are simptome pronunțate, iar când boala este descoperită, ar putea fi prea târziu pentru pacient. În general, boala este asimptomatică. Simptomatologia apare doar atunci când boala este cu evoluție foarte îndelungată într-un stadiu avansat. Singura modalitate de a depista o hepatită virală C este screening-ul. Bine este cumva să depistez boala cât mai precoce și să o tratez cât mai precoce. Pacienții pot începe cu o vizită la medicul de familie care inițiază procedura de testare și îl trimite apoi, dacă este cazul, la medicii specialiști gastroenterologi sau de boli infecțioase. Într-adevăr, medicul de familie este un pion important în această procedură, întrucât pe listele noastre se află numeroase persoane
care ar trebui testate. În acest moment vorbim de o testare gratuită numai pentru persoanele asigurate, întrucât testarea este decontată de casa de asigurare. Dar în același timp ne confruntăm cu programe care se pot adresa și persoanelor neasigurate. În campania de informare a populației intitulată Testează, tratează, învinge hepatita C, s-au implicat și persoane publice. Actrița Doinița Oancea este unul dintre ambasadorii campaniei. Mă bucur foarte mult că am ocazia să le dau vești bune oamenilor, vești bune care țin de sănătate. Ce încercăm noi să facem acum este să informăm cât mai mult populația despre cât de periculoasă este această boală sau acest virus, da, care afectează și care este asimptomatic. Acum suntem prezenți cu această campanie în regiunea Moldovei și, din câte știu eu, în absolut toate județele, pentru că aici este un număr destul de mare de oameni care este posibil să sufere de hepatita C. Și atunci asta vrem să facem, să informăm oamenii de faptul că pot accesa testare și tratament gratuit. În familie am o mătușă care a suferit de această boală, de hepatita C, s-a tratat acum ceva ani cu un tratament și costisitor, cu interferon, care a fost și foarte greu și nu ce tratamente se oferă acum, care, din câte am înțeles eu, sunt unele foarte ușoare, care nu au efectele adverse ale interferonului. Mătușa mea a stat cu acest virus, luat probabil de la stomatolog, fără ca ea să știe ani de zile. Când a fost depistată, era deja foarte avansată. A făcut acest tratament, care a fost unul greu, dar mulțumim lui Dumnezeu, este bine. Ceea ce vreau să le spun oamenilor este că acum ei pot beneficia de un tratament mult mai ușor, modern, din câte știu eu, durează 3 luni de zile și este foarte important, foarte important să se gândească, când vom vorbi de factorii de risc și vor înțelege care sunt aceștia, să se gândească dacă cumva au fost puși în pericol și să meargă la medicul de familie, să vorbească mai departe și să ajungă să se testeze. România deține primul loc în Europa în privința infectării cu virusul hepatitic de tip C, cu un procent de 3,3%, iar la nivel național, regiunea Moldovei are cea mai însemnată rată a prevalenței, 4,3%. Județul Iași deține un nedorit procent de 3,79%, situat peste media națională. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a anunțat că la această oră circulația rutieră este deschisă pe toate drumurile naționale din Moldova. Ultimele tronsoane închise sau cu restricții au fost redate în totalitate traficului în această dimineață. În acest scop, pe timpul nopții, dar și în cursul dimineții, pe toate sectoarele s-a intervenit cu 315 autoutilaje, aproximativ 3700 de tone de sare și peste 300 de tone de nisip. Până la ora 13, județele Bacău și Vaslui s-au aflat sub avertizare cod galben de vânt puternic și ninsoare viscolită, în vreme ce județele Vrancea și Galați, dar și sud-estul țării, au fost sub cod portocaliu. Guvernul României a adoptat prin ordonanță de urgență modificarea articolului din Legea Educației Naționale cu privire la decontarea navetei pentru elevi. Elevii nu mai sunt nevoiți să prezinte un abonament pentru transportul public, ci pot face această dovadă și prin alte documente. De această ordonanță beneficiază elevii de la nivel liceal care nu sunt școlarizați în localitatea de domiciliu. Județul Iași se află, după județele Botoșani și Vaslui, în topul național al nivelului de inaccesibilitate pentru transport. La nivel național există aproape 430.000 de elevi navetiști. Hârtia, sticla și metalul încă sunt aruncate la un loc cu resturile alimentare, deși în tot Iașiul sunt containere separate pentru deșeurile reciclabile, oamenii aruncă gunoiul tot la întâmplare. Când deșeurile ajung în stația de sortare de la depozitul ecologic de la Țuțora, muncitorii trebuie să lucreze înzecit pentru a le separa pe categorii, iar procesul de sortare este complicat, spun autoritățile locale.
Zilnic, mașinile de la Salubritate trec pe la punctele gospodărești de la blocuri și preiau deșeurile din plastic. În containerele galbene ar trebui să fie aruncate doar ambalaje din plastic. Însă la depozitul ecologic de la Țuțora, care funcționează de 10 ani de zile, ajung și deșeuri menajere pe lângă cele din plastic, hârtie și carton. Mulți aruncă gunoiul la întâmplare fără să le pese de mediul înconjurător și nici de munca angajaților de la Salubritate. În primă fază, utilajele de la depozitul ecologic fac o primă triere a gunoaielor. Populația ar trebui să înțeleagă și să efectueze o selecție primară cât mai riguroasă a deșeurilor încă din casă până la spre punctul de colectare. În containerul de 4 metri care este sub piurul rotativ, curg deșeurile, fracțiile mici. Practic, un fel de resturi menajere care se găsesc în deșeurile reciclabile. Din ciurul rotativ se despart în două. Fracțiile mari de banda din exterior, iar fracțiile mici trec pe sub banda magnetică și vin banda din interior și intră în stația propriu-zisă de sortare, unde oamenii sortează pe categorii. Resturile mai mari ajung în stația de sortare a deșeurilor, unde lucrează neîncetat peste 20 de muncitori. După ce sunt sortate pe culori, peturile ajung în presa de la balotat. Munca oamenilor de la stația de sortare ar fi mult mai ușoară dacă ieșenii ar separa gunoiul menajer de cele de sticlă, plastic, hârtie sau carton. Anul trecut, la depozitul ecologic de la Țuțora au ajuns 120 de tone de deșeuri. Doar 15% au fost deșeuri reciclabile. Dar este foarte important să spunem că această cantitate colectate separat nu este întotdeauna de cea mai bună calitate. Cu alte cuvinte, tot ce unii dintre noi reușim să mergem și să colectăm separat în case și să ajungem în punctul gospodărești și să punem fracția de PET plastic la fracție de PET plastic, să punem cartonul la carton, sunt alți vecini de ai noștri sau eu știu alți ieșeni care contaminează aceste deșeuri și ajung la noi la depozit în loc să ajungă într-un grad de 100% colectat separat, ajung cumva contaminate, iar noi trebuie să facem din nou munca pentru a le sorta. Sortarea deșeurilor este importantă și pentru natură, contribuind astfel și la creșterea calității mediului în care trăim. În plus, hârtia, cartonul, sticla și metalul pot fi reintroduse în ciclul de fabricație. În urma proceselor tehnologice, peturile sunt transformate în fire sintetice din care se fac diverse materiale folosite fie în industria auto, fie în confecții. Ansamblul artistic profesionist Constantin Arvint al Consiliului Județean Iași programează în această săptămână primul spectacol din 2020. Acesta va avea loc mâine seară de la ora 19 la Teatrul Luceafărul. Iașul Cântecelor Noastre îi are ca invitat special pe Ștefan Pintilie, Claudia Martinică, Constantin Bahrin, Andrei Bălan, eleva Irina Loghin, Ciprian Cocalia și solistul instrument de vioară Marius Borcoi. Artiștii vocali ai ansamblului Constantin Arvinte, Ana Maria Babe și Simona Mazăre, dansatorii și orchestra ansamblului vor fi coordonați de dirijorul Dumitru Lucaci și coregraful Petre Șușu. Intoxicați cu fum în sala de clasă s-a întâmplat la o școală dintr-o comună din județul Neamț. Apelul la 112 a fost făcut la ora 8:30, mai exact după 30 de minute de la începerea cursurilor. 5 copii dintr-o clasă s-au intoxicat cu monoxid. La școala gimnazială Petru Vodă din localitatea Poiana Teiului au intervenit 2 ambulanțe, 2 mașini smurd și un echipaj de pompieri. O elevă de 12 ani a fost găsită semiconștientă, iar alți 4 copii au primit îngrijiri medicale. Toți cei 5 elevi intoxicați cu fum au fost transportați la spitalul din Târgu Neamț, iar acum sunt în afara oricărui pericol, spun medicii. Incidentul s-a produs într-o singură clasă în care erau 15 elevi. Școala este încălzită de o centrală termică pe lemne. La nivelul instituției de învățământ a fost deschisă o anchetă internă.
Focuri de armă la granița cu Ucraina, polițiștii de frontieră Daraban din județul Botoșani au tras mai multe focuri pentru a prinde un traficant de țigări. Suspectul însă a reușit să fugă de autorități. În prezent este căutat și de polițiștii de peste graniță, unde a trecut fraudulos noaptea trecută. Traficantul avea asupra lui mai multe colete cu țigări de contrabandă, pe care urma să le vândă pe Piața Neagră din județele învecinate. Când și-a dat seama că este urmărit de polițiști și de frontieră, individul a abandonat marfa într-o stână din apropiere și a fugit prin pădure. 90.000 de țigarete estimate la peste 63.000 de lei au fost confiscate de oamenii legii. A fost deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat. Acestea au fost știrile din regiunea Moldovei. Să vedem cum va fi vremea. Urmează rubrica Meteo. La Iași astăzi vremea a fost predominant închisă, iar gerul a fost aspru pe tot parcursul zilei. Am avut parte de o vreme relativ rece cu 2 grade Celsius în termometre. Cerul a fost parțial acoperit, iar vântul a adiat cu până la 25 de km pe oră, spun meteorologii. Pe parcursul zilei a apărut și soarele, însă frigul nu s-a domolit. La noapte temperaturile vor fi scăzute, iar minimele vor atinge 0 grade Celsius. Mâine, în schimb, vremea va fi la fel de rece pe tot parcursul zilei, iar mercurul din termometre va atinge maxime de 2 grade. Pe alocuri vor mai fi intensificări ale vântului și ninsori viscolite, în special în zonele montane. Cam atât despre vreme, să aveți parte de zile cât mai frumoase! Scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente alături de invitatul din această seară. Rămâneți aici!